O victorie destul de amară pentru Bogdan Dinu, vineri în sala sporturilor Romeo Iamandi. Buzoianul a dispus lejer de Marcelo Luis do Nascimento, un boxer din țara cafelei, venit din postura de rezervă a lui Vladimir Tereșkin. Din păcate, rusul a declarat în ultima clipă forfe. Conducerea WBA a trebuit să apeleze la sportivul de rezervă pentru a nu sărăci gala de un main event, iar asta s-a văzut. Brazilianul, un pugilist de altfel decent, nu era tocmai pregătit pentru un meci în compania unui sportiv de talia lui Dinu, astfel că victoria buzoianului nu a surprins pe nimeni. Partida cu Vladimir Tereșkin ar fi putut constitui rampa de lansare în cariera lui Bogdan Dinu. Odată cu titlul european, buzoianul ar fi putut deveni contender la un meci pentru centura mondială, chiar împotriva prietenului său, Anthony Joshua, actualul deținător al centurilor IBF, WBA și IBO la categoria grea. Înaintea lui Dinu au mai boxat trei nume sonore ale boxului profesionist din România, Daniel Buciuc, Eronima Rădoaie și Cezar Juratoni, toți trei câștigători în fața unor sportivi gruzini. Din păcate, în meciul serii, Flavius Bia a pierdut centura WBA Continental în favoarea ucrainianului Valentin Golovgo.